Petru Bologa nu a reușit să obțină calificarea în ultimul act al categoriei de vârstă plus 75 de ani la ediția din acest an a campionatelor naționale de tenis rezervate categoriei de vârstă veterani. În vârstă de 77 de ani, sportivul legitimat la Palatul Copiilor din Zalău a fost eliminat în semifinale de Florin Galu, sportiv cu dublă legitimare CS Dinamo Centru Sportiv Brașov. După ce a debutat cu victorie la categoria de vârstă plus 75 de ani în cadrul campionatului național de veterani, Petru Bologa speră să obțină un rezultat surpriză în semifinalele competiției și să-l învingă pe puțin mai tânărul său adversar, Florin Galu din Brașov, sportiv în fața căruia a pierdut în urmă cu trei săptămâni, tot în faza semifinală, la turneul dotat cu trofeul Altius Tennis Cup. Prezent pentru prima dată la această categorie de vârstă la campionatele naționale, Petru Bologa a trecut în primul său meci cu scorul de 6 la 3-6 la 2 de Corneliu Bouria anul de la Tenis Cup, care a -lis București și s-a calificat în semifinalele competiției. Iar după amiază, în faza semifinală, oboseala și-a spus cuvântul și nu a reușit să-i facă față adversarului său Florin Galu, calificat direct în semifinală. Petru Bolog a fost scos din competiție după un joc destul de scurt, încheiat cu victoria categorică a sportivului brașovian, care a încheiat partida în doar două seturi, 6 la 0, 6 la 1. În ultimul act al categoriei plus 75 de ani, Florin Galu l-avea ca și adversar pe Zaca Cemeric de la clubul sport Sportiv, constructorul Alba Iulia. Cap de serie numărul 1, Zaca s-a avut drum liber până în finală. Dacă în primul turn nu a avut adversar, în semifinale adversarul său, Petru Iuliu Stoicescu, de la tenis club Calatis Mangalia, s-a retras din concurs din cauza unei accidentări și a facilitat Constanțianului drumul spre finală.